bun, deci salut, oameni buni, și bine v-am regăsit la un episod. De data aceasta aici tot pe pontul, cum v-am promis în episodul anterior. Bă, acum am adus tot ce am la mine, tot ce am. Am mai făcut rost de niște buldoage, mi-am luat o brichetă antivânt pentru a putea să pornesc mai bine brichetele la mine. Să pornesc mai bine petardele, iar acum hai să-i dăm drumul, stați un pic să deschid și eu picioarele la trepied. Să-l poziționez cât de cât. Atât. Atât, bun. Hai să deschidem acum totul frumos. Aici am acestea, am un bulldog, 2, 3, 4 și încă 7 FP3-uri, frate. Bun. Aici am niște lichide, nu mai contează restul. Atât. Deschidem aici. Am adus și niște scoci pentru că nu vreau să arunc niște petarde normale. Vreau să le mai combin. Avem un scoci, un cutter, pentru că episodul anterior mi-a fost am primit un fel de strike, să zic așa, din cauza că am arătat cuțitul deschis. Și cam atâta este cu acest husă de laptop. Bun, hai că am lăsat husa. Știu că se mișcă, dar n-am ce face pentru că pontonul este pe la apă și n-am ce face bun. Deci avem în primul rând două cutii de 3 focuri, v-am spus 7 FP3-uri, 4 buldoage. Bineînțeles, astea nu sunt toate pe care, adică astea sunt toate pe care le-am în momentul actual, 10 piccolo plus încă 2. O să urmeze să mai cumpăr niște petarde. Nu știu exact încă ce, o să mă gândesc și o să le cumpăr. Acum am zis că o să vreau să lipesc în primul rând două d-astea, două FP3-uri, pentru că FP3-urile deja le-am pușcat și știți cum pușcă. Așa că hai să începem. Dau să la o parte, mă uit dacă se vede totul bine. Avem aici hârtia, niște bandă, niște scoci, că nu pot să zic bandă. Atât. Și acum hai să le lipesc, să văd cum fac, îl pun, uitați așa. Hai că l-am pus dacă e. Bun, mă uit și pe trepied în același timp să fiu sigur că se vede totul cum trebuie. Bun, acum o să trească să-i lipesc aceste fitilul, o să trească să lipesc. O să-i dau totul un pic cu scoș pentru că mi este mult mai ușor să-i dau cu scoș decât să-i dau să-l împăturez, să zic așa. Sper că nu afectează. Pentru astea mă bag în lac, să zic așa, dar nu este cazul din cauza că este efectiv pământ. O să vă arăt imediat. În episodul acesta v-am arătat și cum arată pontonul, să zic așa, dar să-i pun un pic de scoci, cam mult ăsta. Așa. Arătăm în morții tăi jos. Atât. Hai să vedem dacă reușim să facem treabă sau nu mai facem. Bun, este bine, tăiem chestia asta. Atât. Cam așa arată, două FP3-uri lipite, mi-a rămas asta lipită, nu contează. Cam așa arată, astea o să le dăm acum, imediat, le lăsăm, uitați așa. O să vreau să lipesc și două bulldoguri. Două bulldoguri, să stăm un pic așa, mai coace un pic telefonul, să se vadă mai exact cum lucrez. Văd să le pun o dată așa, să-l deslipesc, să le pun egale. Bun. Astea, frate, bubuie, de... nu mai știi de tine. Bă, de să trag și de capătul saltul dacă îl găsesc, uitați aici. Să îl desfac din partea asta, să nu rămân așa inegal. Dacă reușesc, bineînțeles. Și cred că ajunge. Atât. O să-l despăturim. Așa. Atât. Eu zic că este destul de ok. Nu se mișcă, nu se balansează, dar totuși o să-i mai dau un pic. Pentru că vreau să iasă ceva tare, frate, deci sper să fie ce trebuie. Deci îi pun așa. Sper să nu mai primesc notificări din cauza că în episodul trecut am primit o notificare și mi s-a auzit pe filmare sunetul de notificare pe care l-am la telefon. Bun, fraților. Am uitat să vă spun, bulldogurile acestea sunt de 5 grame. Acestea sunt de 2,1, nu știu dacă am spus exact în episodul anterior, dar sunt de 2,1 grame. Piccolo nu știu exact cât are, nu cred că scrie, cel puțin că nu m-am uitat. 60 de bucăți, nu scrie câte grame are. De 3 focuri la fel nu scrie. Și aici nici nu scrie câte bucăți are, dar știu ăla care are 60 de bucăți. Hai să rotim și lua asta fitilul.
Băi, este un fitil super bun din cauza că e super tare, deci e destul de strong fitilul. Dar bineînțeles și pe acesta o să lipesc cu scoci pentru că nu vreau să avem întâmplări neplăcute. Bineînțeles, cum am spus, sper să nu afecteze. Deci chiar sper să nu afecteze. Cam mare asta, de să-l rup, îl punem pe ăla acolo. Deși de să-l iau pe ăsta că e mai bun, e mai micuț. Și atât. Bun, v-am spus, sper să nu afecteze. Nu cred cel puțin că afectează, dar da. Deci cum am spus, avem astea două bombe, la propriu bombe. O să mai dau și un bulldog separat. Un bulldog îl păstrez, o să mai cumpăr și poate o să mai facem câte un videoclip, cu câte 2-3. Vedem și ce cât de mult vă plac. Nu o să stai pe ăla deschis. O să dau și niște picolouri. Dacă nu mai știți, așa arată picolourile. Picol, cred că e corect. Și așa arată 3 focuri. Bun. Eu zic să începem cu să aruncăm un picolo, 2 sau nu știu, vedem. Hai să pun cam așa arată lacul, fraților. Deci este de super mare lacul. Bun, o să-l dau tot așa, tot aici. O să văd cum îl prind trepiedul. Bă, l-am prins destul de bine, o să-l dau așa. Este super fain acum că mi-am luat trepiedul. Ieri am zis că-l iau, dar am uitat și îmi pare rău, dar aici este un videoclip destul de ok. Bun, l-am prins bine. Mă duc repede să iau, bă, stai bine, da? Bun, mă duc să iau bricheta. Bun, fraților, îmi pare rău că se mișcă, cum am spus, dar n-am ce-i face. O să dau câte un picolo. Pe rând o să le dau. A luat foc instant. Poc, s-a dus un picolo. Mai dăm încă unul. La fel, acum nu mai trebuie să-l iau în mână, că se vede. Și a pușcat. Bun, fraților, hai să vedem. O să dau acum un 3 focuri. Bă, încerc să calc cât mai finuț încât să nu se miște, dar n-am ce-i face. Bun, acum am dat 3 focuri. Bă, s-a auzit super bine. Bă, ce-mi pare rău e că la ăstea de ne-am făcut acum. Bă, bun, acum o să dau bomba aceasta, cum am spus. Sunt tare curios cum pușcă. Deci o să-mi pun neapărat mâine la urechi, în cauza că pușcă super tare. Bun, hai să-i dăm drumul, nu? Așa zic și eu. Bă, la focul, da. Bun, fraților. Bă, s-a auzit, să dea draci dacă nu s-a auzit. Nașpa că pe alaltă a aruncat un pic mai departe, dar nu-i problemă. Acum urmează, o să dau acum un singur bulldog. Ăsta pușcă, vă spun de pe acum, enorm de tare. Și nu o să am cum să stau aici aproape, o să trească să mă dau un pic mai în spate. Dar telefonul stă strong. Nu sper că nu o să existe vibrații până în ponton. Dar telefonul stă destul de strong. Hai să îi dăm drumul cu bulldogul. Pregătiți? Sper că da. Bun, l-am aruncat bine, hai! Cam așa pușcă un bulldog. Acum efectiv a lăsat gaură în gheață. Dacă vedeți, uitați și voi. Bun, hai să-i dăm cu un singur bulldog, zic. Cu câte 2 bulldoge. Bă, sper că e la un minim. Op, și așa nu fugi. Bun, fraților, acum o să dăm ambele bulldoguri. Sper că sunteți pregătiți. Pușcă super rapid bulldogul. Deci o să trească să le dau foc repede, la amândouă. Deci, Doamne ajută! Bă, asta a fost super genial că a pușcat, au pușcat deodată, fraților. Bun. Vedeți și voi ce crater a lăsat. Bun. Hai să mai dăm un picolo. Bă, și ce vreau să vă spun, bă? Nu poți să stai să te uiți la el, frate. Deci am încercat să mă uit și nu pot. Ăsta acum e pișat cu apă, de vrat, iau-te la. Nici nu-l aud. Bă, deci pușcă genial bulldogul, frate. Uitați-vă voi și ce crater a lăsat, frate. Iau-te la. 3 bulldoguri, frate, în același loc am reușit să-l arunc. Așa am și vrut, bun. Hai să mai dăm și un 3 focuri și eu zic că este suficient. Mm.
Acum am văzut că un trei focuri este dus din cauza că n-are chestia aceasta roz din cap care ia foc, dar asta este. Gata, frate. Revenim imediat. Bun, frate, vedeți că am revenit. Am coborât de pe pontul din cauza că cred că începeau să vină lumea acolo. Din cauza că, pana mea, trei buldoage, două dăle alte, pușcă destul de tare. Bun, frate, cam atât a fost cu acest episod. Vă mulțumesc pentru toată atenția. Eu am fost Zuki, iar pe un alt episod, vă salut. Bye!